Până la stingerea incendiului a ars acoperișul unei case construit din lemn cu învelitoare din șiță și plăci de azbociment pe o suprafață de circa 40 de metri pătrați. S-a reușit salvarea celei de-a doua case din gospodărie și a casei vecinului. Acestea se află la circa un metru de o parte și de alta a casei incendiate. Cauza probabilă stabilită în urma cercetărilor preliminare este intrarea în contact a scânteilor cu materiale combustibile, lemn, șiță, din cauza coșului de evacuare a fumului și gazelor fierbinți necorespunzător. Pentru prevenirea unor situații asemănătoare, pompierii recomandă verificarea, repararea și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului. De asemenea, coșurile de fum trebuie izolate termic față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului.